Deci încă un aspect pe care vreau să vi-l semnalez referitor la măsuri educative neprivative de libertate și am uitat. Modificările aduse legii 302 pe 2004 privind cooperarea judiciară internațională, căci nu erau destule câte modificări avem, încă una în plus. Nu le-am pus în PowerPoint, dar vă spun, avem articolul 170, indice 35, exact așa este, și următoarele, care se referă la recunoașterea hotărârilor judecătorești care stabilesc măsuri de probațiune sau sancțiuni alternative date în România în scopul executării lor în alte state membre ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, este posibil să se aplice o măsură cu suspendare sub supraveghere sau o măsură educativă în România și ea să fie executată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Exact la asta se referă textul. Am discutat și cu cei de la probațiune și ne-am spus că având probleme cu cei care vor să plece în străinătate, la, mă rog, să se angajeze și așa mai departe, aceleași probleme se pun și în alte state ale Uniunii Europene, această migrație de persoane, în măsura în care se dispune o măsură educativă privind un minor sau o măsură sau pedeapsa închisorii cu suspendare sub supraveghere privind un major și condamnatul sau minorul vor să plece în străinătate, nu este nicio problemă dacă statul respectiv acceptă să primească spre executare sancțiunea sau hotărârea aplicată, pronunțată de instanța română. Deci ca să știți că sunt modificări aduse și legii 302 în acest sens. Deci, da, se referă la recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele române în, cu scopul executării lor în alte state membre. Și avem o procedură stabilită de aceste texte, da. O procedură specială de recunoaștere a hotărârii? Da, da. Pe legea 302 pe 2004. Pe legea 302 pe 2004, ca să știți. Pentru că, repet, s-au adus modificări majore și acelei legi, exact cu două luni, să spun, înainte să se modifice, să intre în vigoare noile coduri, avem și modificările de la legea 302. Printre altele, această procedură, mai mult decât atât, teoretic cel puțin, zice unul dintre texte, că pentru evidența activității instanței se întocmește și se păstrează registru privind măsurile de probațiune și sancțiunile alternative executate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. Evident, registrul va fi deschis în măsura în care avem și asemenea hotărâri de recunoaștere. Dar vă spun ca să aveți o idee de ansamblu, că se poate și așa ceva, executarea în străinătate a unei hotărâri dispuse de instanța română. Pentru că, repet, problema asta a apărut și în alte state, nu numai în România. Avem destui cu suspendare sub supraveghere sau cu măsură educativă care vor să plece în străinătate și nu se poate. Acum se poate potrivit acestei proceduri. Alte aspecte pe care doream să vi le semnalez. Nu o să insist asupra tuturor, o să încerc să mă încadrez în timp ca să putem să discutăm despre legea mai favorabilă, dar vreau să vă semnalez câteva chestiuni mai problematice. Avem posibilitatea schimbărilor măsurii în cazul măsurii educative a internării într-un centru educativ sau centru de detenție. Se poate dispune înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice sau liberarea din centru educativ la împlinirea vârstei de 18 ani, care se dispun de instanța la care circumscripție teritorială se află centru educativ, corespunzător în grad instanței de executare. Și aici avem o dispoziție în legea 254 pe 2013, respectiv articolul 181, care ne obligă ca atunci când constatăm că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea măsurii internării în centru educativ sau de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice sau a liberării, instanța când respinge această cerere va trebui să fixeze termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Încă un aspect pe care nu-l avem în cod, îl avem în legea de executare, de data asta a sancțiunilor privative de libertate, 254 pe 2013.
În cazul în care minorul săvârșește o nouă infracțiune până la împlinirea duratei eliberării din centru educativ, instanța competentă este cea care judecă a doua faptă. Și avem 125 alineatul 7 din nou cod penal, care se referă la minorul care nu a împlinit vârsta de 18 ani și pentru care internarea a fost înlocuită cu asistarea zilnică. Ce ar trebui să facă instanța dacă săvârșește o nouă infracțiune? Să revină asupra înlocuirii și să dispună fie executarea arestului rămas neexecutat cu posibilitatea prelungirii duratei internării până la maximum de 3 ani, fie să dispună internarea într-un centru de detenție. În general, aceste chestiuni sunt destul de pe larg reglementate în articolul 126-127 din nou cod penal. N-aș insista asupra lor, vreau doar să vă semnalez pe unde apar probleme sau chestiuni interesante. Un alt aspect interesant ar putea să fie continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar. 126 din nou cod penal. Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate, persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar. Deci putem avea situații în care persoana, numai dacă a împlinit 18 ani, să se dispună de către instanță continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar, cu scopul de a proteja ceilalți minori sau posibil majori, dacă au împlinit între timp 18 ani, care execută măsura în acel centru de detenție. Se dispune de instanța la care circumscripție teritorială se află centrul educativ sau centrul de detenție corespunzătoare în grad instanței de executare. Și aici avem dispoziții, că asta vreau să vă semnalez, și aici avem dispoziții în legea 254 în plus față de ce avem în cod, articolul 182, care definește ce înseamnă comportamentul care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate. Și observați, inițierea de acțiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul său constant și al altor persoane internate de a participa la cursuri de instruire școlară și formare profesională, la programe de educație, asistență psihologică și așa mai departe. Introducere, deținere sau trafic de arme, droguri, substanțe toxice. Nerespectarea diferitelor obligații prevăzute de legea de executare. Iarăși nu vreau să insist, avem totul reglementat foarte, să spunem, detaliat în legea 254, vreau doar să vă semnalez existența acestui text. Cum ar arăta o minută de continuare a executării măsurii educative în penitenciar? Admite sesizarea administrației centrului educativ sau de detenție, dispune continuarea executării măsurii educative, aplicată intimatului, i-am zis noi, că nu este cererea lui, prin sentința penală, numărul pronunțată de definitivă prin în penitenciar. Deci este posibil, cum vă spuneam, pentru o persoană care a împlinit 18 ani să continue în penitenciar. Da. Măsurile educative ca și pedepsele se poate dispune în privința lor amânarea sau întreruperea executării în aceleași condiții ca și pentru majori, sau respectiv în aceleași situații ca și pentru majori. Se face trimitere la procedura din codul de procedură penală referitoare la dispozițiile comune privind executarea hotărârilor și dispozițiile privind amânarea și întreruperea executării pedepsei. Cazurile sunt aceleași, le-au reluat în 184 din legea 254/2013 ca să nu fie nicio problemă și aici sunt convinsă că la elaborare am avut cooperarea celor de la penitenciare care sunt foarte riguroși și totul trebuie să fie stabilit până la secundă. Cu observație, în materia amânării întreruperii executării pedepsei și se aplică și aici pentru că se face trimitere la nou cod, dacă avem o amânare sau o întrerupere pe motive medicale, nu se înregistrează direct la instanță. Se înregistrează la judecătorul delegat care dispune efectuarea expertizei medico-legale și abia în momentul în care se primește expertiza medico-legală, abia atunci se pune dosarul pe rol. Motivul pentru care s-a dispus așa a fost ca să nu mai stăm 10 termene pe rol cu dosarul, așteptând să ne vină expertiza. Nu.
Dar există riscul să avansăm acea sumă de 63 de lei costul expertizei medico-legale și la primul termen, după repartizarea cauzei, condamnatul să spună, domnule, eu nu susțin. Sau nu este a mea. Ce facem aici? Cererea e trimisă dacă este de la centru de detenție, că vorbim de minori, ar trebui să apară prin administrație. Ar putea să facă inclusiv administrația în situația asta, administrația centrului de detenție. Deci eu zic că ar fi mai problematic dacă e trimisă o cerere prin poștă de amânare. Asta ar fi într-adevăr mai problematic, să spunem. Cred că procedura veche era mai simplă și nu necesita așa multe cheltuieli. La primul termen îl întrebai dacă își menține cererea de întrerupere executorii pedepsei sau nu. În cazul ăsta, în mod obligatoriu, trebuie să avansezi acea sumă reprezentând costul expertizei medico-legale. Bine, scopul textului, repet, a fost să nu mai stăm cu dosarul pe rol, nu să greunăm. În cazul ăsta stăm mai mult, zic eu. Pe rol nu stăm. Din moment ce se trimite cu expertiza, din momentul ăla instanța se și poate pronunța. Deci pe fond instanța se va înregistra ca dosar abia după ce se primește expertiza. Da, și în practică poate să fie transferat nu știu unde. Obligatoriu. Judecătorul delegat de la biroul executării penale dispune expertiza. Exact. După ce lecturează petitul acțiunii formale. Dispune efectuarea expertizei. Da. Da. Și plus că este generalitate mult mai mare și nu mai există e de grevare intervenită. Așa mi se pare și mie. Da. S-a auzit foarte bine. S-a auzit la dumneavoastră, dar online, nu? Da. Nu s-a întrebarea. Da, bine, s-au mai ridicat și alte probleme în legătură cu această procedură, în sensul că au fost colegi că au întrebat, bine, și cum o înregistrăm? Păi nu trebuie să o înregistrăm ca dosar de fond. Ea așteaptă la judecătorul delegat. Cum vă spuneam mai devreme, judecătorul delegat va avea multe lucruri de făcut pe noile coduri. El va trebui să aibă o mapă de încheieri, că, de exemplu, această expertiză medico-legală o va dispune prin încheiere. Și aici, dacă tot am discutat de acest aspect, o să ridic și problema comunicărilor de la penitenciar și către penitenciar. Mai mult către penitenciar, pentru că am primit tocmai de la un centru educativ, apropo, de la Târgu Ocna, o hârtie. Nu știu dacă a ajuns la toate instanțele, dar bănuiesc că a fost trimisă la toate instanțele. A ajuns, da. În sensul că se întâmplă următorul lucru. Noi trimitem citația în plic închis, se mânează cetățeanului aflat în închisoare sau în centru de detenție sau în centru educativ, care deschide el personal și nu se știe dacă vrea să anunțe administrația bine, dacă nu vrea să anunțe administrația iarăși bine. Și ne-am trezit, inclusiv la noi, la Curtea de Apel, cu situații în care nu i-a adus. Păi de ce nu i-ați adus? Păi dacă n-am știut, păi cum așa? Pentru că plicul a fost închis. Exact. Ziceți. Vă spun ce am hotărât noi, dar ziceți dumneavoastră întâi. Da, la raza Curții de Apel Brașov s-au pus în discuție aceste aspecte. Deci acea citație, într-adevăr, merge la penitenciar pentru acea persoană care este în penitenciar în plic închis. Însă, atașat plicului este acea înștiințare. Pe acea înștiințare care cuprinde două părți de act de comunicare. Înștiințarea și dovada. Este indicată instanța, sala, ora și termenul la care trebuie adusă acea persoană. Administrația penitenciarelor pot să ia din acea înștiințare, acea comunicare, deci plicul într-adevăr îi se comunică celui din penitenciar închis, dar administrația penitenciarelor poate de acolo să-și facă o xerocopie și chiar la noi s-a discutat acest aspect și li s-a dat un răspuns. Nu că nu au de unde să știe.
La noi am invocat faptul că nu sunt trecute datele de stare civilă pe acea dovadă de comunicare și, în consecință, ei nu știu dacă să-l aducă pe Ion Gheorghe numărul 1 sau pe Ion Gheorghe numărul 2. Știți? Și am decis, asta spuneam, că am decis ca pe dovadă să trecem pe viitor și datele de stare civilă ca să nu mai spună că nu știu pe cine să aducă. Da, aceasta este ar trebui, dar nu că nu au de unde să știe. Au de unde să știe. Pentru că și mai e, mai e o chestiune. Acum cred că au 10 deținuți cu același nume și... Da, se poate întâmpla să fie mai mult cu același nume. În fine, asta a fost unul dintre motivele invocate de ei în cedera penitenciară. În plus, relativ la citarea prin fax, de exemplu, data trecută la conferința anterioară a fost cineva de la Administrația Națională Penitenciară, dar a fost foarte timid și nu ne-a spus, și mi-a spus mie după aceea, că nu acceptă să execute, să spunem, nimic care se trimite prin fax fără confirmare de la instanța respectivă. Pentru că au pățit următorul lucru. Faxul era de la o societate comercială. Deci, practic, oricine poate să copieze, să scaneze antetul instanței X și să trimită o hârtie prin care să spună că se pune în libertate X. Și atunci, având această experiență negativă, au decis că tot ce se primește prin fax, cum ar fi, de exemplu, o citație, mă rog, în măsura în care permite nou cod, trebuie confirmat de instanța respectivă. Da. Asta așa, tot ca o paranteză. Da. O să sar peste anumite aspecte. Dacă mai avem timp, o să le discutăm. V-am spus că vreau să vă semnalez că și în cazul minorilor internați în centre de detenție este posibilă schimbarea regimului de executare din regim închis în regim deschis. Și asta va hotărâ comisia care se află, care este organizată în cadrul centrului de detenție respectiv. Iar împotriva hotărârii se poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Împotriva închirii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată și se aplică și în cazul minorilor, pot și administrația centrului de detenție pot formula contestații la judecătoria în care circumscripție se află penitenciarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Deci pentru cei care sunt la judecătoriile în raza cărora se află penitenciare, veți avea și asemenea cauze. Odată, pentru schimbarea regimului de executare a măsurii educative privative de libertate, apoi pot să fie plângeri împotriva hotărârii Comisiei de Disciplină, la fel la judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul. Bănesc că ați avut și până acum, dar acum o să fie și în cazul măsurilor educative, articolul 104 din legea 254/2013. Și în situația în care minorul nostru se sustrage de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului educativ sau a centrului de detenție, ori prin neprezentarea după expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate, comite o infracțiune care se numește neexecutarea sancțiunilor penale. Deci nu sunt aplicabile dispozițiile lui 285 privind evadarea, ci 288 este o sancțiune, o infracțiune distinctă, neexecutarea sancțiunilor penale. Cu alte cuvinte, avem și modalitatea de sancționare a minorului care nu execută măsura educativă. Vorbim, bineînțeles, de măsuri educative privative de libertate. Dacă în același timp trece și fraudulos frontiera de stat, cu scopul de a se sustrage de la o măsură educativă privativă de libertate, avem în concurs și cu infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat 262. Din punct de vedere al prescripției, măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. Nu zice la măsurile educative privative de libertate, nu zice de când curge termenul, care este egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Aș trage concluzia comparativ și cu alineatul 1, că evident de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. În măsura în care n-au fost executate și se prescriu, evident că în registru ar trebui pusă pe rol o contestație la executare, să se constate prescrisă măsura educativă.
și să se dispună în consecință închiderea poziției în registrul de executări. Și observați că avem dispoziții privind punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate, de exemplu la centru de detenție, ca și la pedeapsa închisorii, dacă se află în stare de libertate, trebuie emis un ordin de interzicere a părăsirii țării. Poate fi dat în urmărire minorul cu privire la care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate. Toate dispozițiile care se referă și la mandatul de executare a pedepsei închisorii le regăsim și la minori. Și ajungem la o chestiune care ne interesează în mod deosebit, zic eu. Tratamentul sancționator al pluralității, foarte pe larg prezentat în articolul 129 din nou cod penal. Avem situațiile în care avem un concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității, se stabilește o singură măsură educativă pentru toate faptele. Și până acum era la fel pe vechiul cod, dacă aveam o măsură mai multe fapte și o măsură educativă și un minor, se aplica o singură măsură educativă pentru toate. În continuare, articolul prevede ce se întâmplă dacă se săvârșesc două infracțiuni, una în timpul minorității, una după majorat. Și o să începem cu situații practice, că așa este cel mai bine. Avem un minor născut la 6 martie 1997, care săvârșește o infracțiune de tâlhărie. Nu vă speriați că am ajuns până în 2015, dar n-am altă situație. Una pe 25 februarie 2014 și una la 1 iunie 2015, fiind judecat pentru ambele infracțiuni. Instanța aplică pentru prima faptă măsura educativă a supravegherii pe timp de 4 luni, iar pentru a doua pedeapsa închisorii de 2 ani și 6 luni cu executare în regim de detenție. Ce sancțiune se va aplica în final? Dar dacă se dispune pentru prima internare într-un centru educativ cu durata de un an, se poate dispune suspendarea executării? Am mai multe întrebări aici. Poate executa maxim 2 ani și 10 luni și minim să fie suma exemplu și minim 2 ani și 7 luni. Bun. 29, 1, 2, 3, 4. Da. Și avem așa. 129 alineatul 2 litera A. În prima situație se execută numai pedeapsa. 129 alineatul 2 litera B, 2 ani și 6 luni plus cel puțin 3 luni, cel puțin 2 ani și 9 luni. Întrebarea este dacă se poate dispune după aceea suspendarea executării. Așa, revenim la cele două situații. Deci, în primul rând, aici era o șoprilică. Șoprilica era că cea de-a doua este comisă în timp ce este major. Da? Deci, a doua infracțiune este când, după ce împlinește vârsta de 18 ani. Așa. Dar... Bună observație. Deci îl judecă pentru două chestiuni. Odată o infracțiune comisă în timpul minoratului, odată o infracțiune comisă în timpul majoratului. Prin același dosar. Prin absurd a fost trimis în judecată în același dosar. Ce face? Eu am zis așa, de la început, n-am zis că o măsură educativă privativă de libertate, ci una neprivativă de libertate pe timp de 4 luni. Prima faptă era atât de puțin gravă încât merita măsura supravegherii. A doua, stabilește pedeapsa închisorii, comisă majorat, 2 ani și 6 luni cu executare în regim de detenție.
Bun. Prima, ambele infracțiuni sunt săvârșite pe nou cod și atunci s-ar aplica 129 cu privire la ambele. Da? Cu privire la ambele. E, cum contopim măsura educativă a supravegherii care nu este privativă cu măsura, cu pedeapsa închisorii de 2 ani și 6 luni cu executare? Potrivit la 129.2 litera B, se execută numai pedeapsa. Atât. Se execută numai pedeapsa, da? Bun. În continuare, întrebarea este dacă se poate dispune suspendarea executării pentru cea de-a doua, pentru pedeapsa stabilită de 2 ani și 6 luni. Poftim? Teoretic da, fiindcă este sub limita maximă de 3 ani prevăzută de... Da. Deci, într-o asemenea situație, dacă apreciez că pentru prima merită o pedeapsă sau se impune aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate, pentru cea comisă în timp ce era major, se aplică evident o pedeapsă și execută numai pedeapsa, dar pentru că nu am absolut nicio interdicție care să-mi spună că nu se poate dispune suspendarea sub supraveghere, se poate pentru această pedeapsă rezultantă, conform lui 129. Problema e dacă pentru infracțiunea comisă în timpul minorității, aplicând măsura educativă a asistenței zilnice, da? Pe timp de 4 luni. A supravegherii, am zis eu. A supravegherii zilnice. Mai aplicăm toate dispozitivele prevăzute la, toate obligațiile prevăzute la 120 și următoarele? Dacă execuțional nu are niciun fel de efect. N-aș mai face asta pentru că nu are rost. Aș trece direct la contopire. Aplic măsura educativă pentru fapta de la data de. Sigur că da. Pedeapsa, fac contopirea, dispun doar pedeapsa de 2 ani 6 luni. Da. Dacă nu sunteți de acord, vă rog să-mi spuneți cu soluția. În a doua situație însă, deja avem o măsură educativă privativă de libertate cu o pedeapsă. 129 ne spune că adăugăm cel puțin 3 luni la 2 ani și 6 luni cât a stabilit pentru a doua infracțiune și nu mai avem posibilitatea suspendării sub supraveghere. În a doua situație nu mai e posibil suspendarea sub supraveghere. E un concurs, nu? Da. Și în cazul concursului, limita maximă tot de 3 ani trebuie să fie. Așa este, dar avem text care ne spune expres că nu poate fi. Este 129 alineatul 5 care zice pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alineatul 2 litera B nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau a suspendării executării sub supraveghere. Deci avem text expres care ne împiedică să dispunem suspendarea în situația aceasta. Exact asta am vrut să subliniez prin situația practică, că în măsura în care se orientează pentru prima infracțiune la o măsură educativă privativă de libertate, deja din start nu mai are cum să aplice pentru concurs suspendare sub supraveghere sau amânare aplicării pedepsei. Și atunci la pronunțare trebuie să avem în vedere și acest aspect. Dacă, bineînțeles, apreciem că nu e cazul să se dispună. Și bănuiesc că la seminariile pe codul penal ați discutat și următorul aspect, iarăși foarte important. În situația în care avem un major, deci lăsăm la o parte minorii, avem un major care, pentru care s-ar pune problema suspendării sub supraveghere sau amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, dacă se sustrage, una dintre condiții este să nu se sustragă de la urmărire penală, să nu se sustragă de la judecată, să nu zădărnicească aflarea adevărului. Dacă se află într-una din aceste situații, din start nu mai ai cum să-i aplici decât o pedeapsă cu executare. Deci este o dispoziție, o condiție destul de drastică pe care ei ar trebui să o cunoască. Pentru că măsura în care se sustrag de la urmărire penală, se sustrag de la judecată, și aici rămâne de apreciat ce înseamnă asta, ce înseamnă sustragere, sau încearcă să influențeze martori, experți
sau mai știu eu ce, zădănicind adevărul, din start nu ai cum să aplici decât o pedeapsă cu executare, indiferent ce antecedente penale are sau nu are și indiferent ce, despre ce infracțiune vorbim. Sunt condiții cu privire la infractor, la toate individualizările, modalitățile de individualizare fără privare de libertate. Ăsta e un lucru pe care ar trebui să-l cunoască inculpații, adică să li se pună în vedere. Vedeți că dacă vă sustrageți de la judecată sau de la urmărire penală, sau dacă încercați să influențați persoana vătămată, chiar cu inculpatul, orice persoană, da? Nu mai puteți primi o pedeapsă cu suspendare sau o individualizare fără privare de libertate. De asta zic că ne vom afla în situația de a aprecia ce înseamnă sustragere de la executare. În cursul urmăririi penale, procurorul ar trebui să ne pună la dosar mandatele de aducere, toate demersurile pe care le-a făcut, pentru ca inculpatul să ajungă în fața procurorului. Deci tot ce a făcut. De exemplu, i-a pus în vedere să anunțe că își va schimba domiciliu și el dispare. Clar se sustrage de la urmărire penală. La fel și în fața instanței. Numai că în fața instanței e mai greu de apreciat, pentru că dacă, de exemplu, s-a prezentat la urmărire penală, după care pleacă în străinătate. Simplu fapt că pleacă în străinătate nu înseamnă că se sustrage de la judecată, mai ales dacă își trimite avocatul ales. Deci va trebui să vedem de la caz la caz ce înseamnă sustragere de la judecată. Dacă a cerut judecata în lipsă, iarăși, n-ai cum să spui că se sustrage. Nu. Vorbim s-ar prezenta, este o sustragere, nu? Nu, vorbim, aici vorbim de altceva, de poziția lui, să spunem, sau atitudinea lui în cursul judecății sau al urmăririi penale, la asta ne referim. Ideea de la care s-a pornit, odată ca să-i constrângă pe inculpați să nu mai ajungă în asemenea situații, deci de sustragere, de încercare de influențare a martorilor și așa mai departe, și a doua este că o persoană care are o asemenea atitudine, dacă nu s-a prezentat în fața instanței, cum o să se prezinte la serviciul de probațiune? De asta spuneam că s-au plâns consilierii de probațiune de modalitățile, și trebuie să o recunoaștem sincer, că ăsta a fost seminarul și a fost un seminar foarte interesant, de modalitățile în care instanța apreciază odată asupra situațiilor în care ar putea să dispună suspendarea sub supraveghere. Că de multe ori n-au venit nici la judecată și nu vin nici la consilierul de probațiune, și de modalitatea în care sunt soluționate sesizările ulterioare cu privire la nerespectarea obligațiilor. În sensul că instanța aprecia de foarte multe ori că nu există rea credință, deși cetățeanul respectiv nu s-a prezentat niciodată. Ori, problema asta e rezolvată pe nou cod. Pentru că, una din două, dacă nu se sustrage de la judecată și atunci e clar, vine cel puțin odată sau trimite avocatul ales, are cunoștință de dispozițiile legale, plus încă un aspect, pentru oricare dintre cele, de fapt pentru amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării sub supraveghere, trebuie să spună el personal că este de acord să efectueze muncă în folosul comunității. Asta presupune că a venit, știe ce l-așteaptă, înțelege consecințele unei pedepse cu suspendare sau amânarea aplicării pedepsei și nu ne mai putem pune problema ulterior, dar n-a știut ce a dispus instanța. Iată că într-o asemenea situație va ști pe nou cod. Nu se pune problema. Faptul că că se prezintă și nu vrea să dea declarație nu are legătură cu sustragerea. Da. Sustragere presupune lipsa efectivă de la judecată. Nu utilizarea dreptului la tăcere. Asta este cu tot o altă chestiune. Da. Exact, are cunoștință că s-a început un proces și nu vine. Nu vine în mod evident cu rea credință. Da. Și repet, asta au fost motivele pentru care s-au trecut în lege ca și condiție pentru aplicarea unei modalități fără executare. Ca să se evite problemele pe care le are serviciul de probațiune, foarte mulți care n-au venit la instanță, se dispune suspendare sub supraveghere, nu vin nici la consilierul de probațiune. Oh.
putea spune ce se întâmplă. Eu chiar am o situație de genul acesta, deci s-a sustras de la urmărire pe vechiul cod și acum abia se judecă dosarul și a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile și a zis că în opinia lui faptul că va lua o pedeapsă cu executare, atunci îi se aplică vechiul cod. Adică este mai favorabilă legea veche. Dar s-a prezentat la dumneavoastră în instanță. Da. Da. Mi se pare că nu sunt aici aplicabile dispoziții din legea nouă. E adevărat că s-a sustras de la urmărie în acea perioadă, dar mi se pare că în condițiile astea, într-adevăr, legea mai favorabilă este legea veche, sub aspectul condițiilor. Da, sub aspectul condițiilor și atunci ar fi suspendare, supraveghe pe legea veche. Fapta, bineînțeles, că e pe legea veche. Da. Consecințele în continuare. O situație care a apărut în practică cu referire tot la tratamentul pluralității de infracțiuni. Ce se întâmplă în cazul în care minorul este judecat acum pentru o infracțiune concurentă cu o faptă pentru care s-a dispus anterior condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării potrivit 110 Cod Penal 1969? Concurentă. Avem dispoziții speciale privind revocarea în articolul 22 alineatul 2 din legea 187. Nu avem dispoziții privind anularea suspendării condiționate, numai cele generale din articolul 15 din legea 187/2012. Și am avut cel puțin trei situații pe rolul instanței cu această problemă. Deci 22 alineatul 2 ne spune foarte clar ce facem dacă suntem în situația revocării. Așa. Dacă în termenul de încercare, alineatul 4, dacă în termenul de încercare a suspendării executării unei pedepse pentru infracțiuni comise în timpul minorității, condamnatul a săvârșit din nou o infracțiune, instanța revocă suspendarea și înlocuiește pedepsa cu măsura internării într-un centru educativ. După care, dacă noua infracțiune a fost comisă în timpul minorității, se stabilește și pentru aceasta o măsură educativă și se aplică măsura educativă cea mai grea. Dacă a fost comisă după majorat, se aplică o sancțiune rezultantă potrivit lui 129 alineatul 2. Cert este că acest text ne spune ce se întâmplă dacă săvârșește o nouă infracțiune în termenul de încercare a suspendării executării pedepsei. Nu ne zice ce se întâmplă dacă îl judecăm acum pentru o infracțiune concurentă. Și asta, cum spuneam, dispoziții speciale privind anularea nu există. Situația practică pe care am imaginat-o eu ar fi următoarea. Inculpatul minor a fost condamnat anterior definitiv în baza codului vechi la pedeapsa închisorii de un an cu 110 Cod Penal 1969 pe un termen de încercare de 2 ani. Este trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni, fapta anterioară datei de 1 februarie 2014, săvârșită tot în timpul minorității, înainte de a fi fost condamnat pentru infracțiunea pentru care s-a dispus suspendarea condiționată în mod definitiv. Cum va proceda instanța? Poate să aplice o măsură educativă privativă de libertate? Este aplicabil 85 din codul vechi? Aceasta e întrebarea. Avem multe situații de genul ăsta pe rol. Multe. Acum, nu vă ascund că a fost exprimată în doctrină și opinia că articolul 85 nu se aplică minorilor. Bănuiesc că știți asta. Cunoaștem acest lucru. Ma? Și atunci ce ar putea să facă instanța confruntată cu o asemenea problemă? Așa aș zice și eu, da. Care este textul general, care spune că... Textul general... În sensul că pedepsele cu suspendarea condiționată rămân regimul rămâne cel din, 1900, din codul din 1969. Da. Bun. Stabilim că putem să anulăm în cazul ăsta suspendarea condiționată. Întrebarea este ce facem mai departe. Asta am lămurit. Bun. Noi avem o altă infracțiune concurentă. Se pune problema odată de lege penală mai favorabilă, pentru că am spus eu aici în prima ipoteză că este o faptă comisă anterior intrării în vigoare a noului cod. Deci s-ar pune problema ce aplicăm ca lege mai favorabilă. Și avem iarăși dispozițiile de la
17 până la 22 din legea de punere în aplicare, care se referă la minori. 17 ne spune că în aplicarea dispozițiilor referitoare la legea penală mai favorabilă intervenită în cursul procesului, pentru că în această ipoteză suntem, o pedeapsă cu suspendarea executării aplicabilă potrivit codului vechi este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de codul penal. Deci, din start, mie mi se pare că nu putem să aplicăm o măsură educativă privativă de libertate, pentru că ar trebui să ne orientăm în cazul ăsta spre o pedeapsă cu suspendarea executării, dar numai în măsura în care putem suspenda rezultanta, practic. Rezultanta. Ca să iau firul din nou, ar însemna anulare, ar însemna aplicarea unei pedepse cu suspendare, aplicarea unei pedepse în temeiul legii vechi, anulare, contopire, suspendare din nou. Legea ne permite lucrul ăsta. Asta ar presupune ca să aplicăm o pedeapsă pentru o infracțiune săvârșită în cursul minorității. Da. În condițiile în care judecăm conform noului cod penal. Așa este, dar repet, fapta este săvârșită sub imperiul legii vechi, deci înainte de 1 februarie. Și atunci sunt obligată iarăși să fac verificarea care ar fi legea mai favorabilă. Legea mai favorabilă ar fi doar sub aspectul suspendării condiționate a executării pedepsei. În măsura în care m-aș orienta pe legea nouă la o măsură privativă, educativă privativă. Dacă mă orientez la o măsură educativă neprivativă, legea mai favorabilă e cea nouă. Clar. Și atunci am avea două posibile soluții. Deci prima soluție este cea de care vă spuneam eu, cu contopirea pe pedepse și suspendarea condiționată a executării, pentru că nu mă împiedică textul de lege, nu mă obligă să aplic o măsură educativă pe nou cod, atâta vreme cât fapta e comisă pe vechiul cod. Dacă era comisă pe nou cod, nu mai aveam ce să fac. Dar cât e comisă a doua faptă pe vechiul cod, trebuie să analizez legea mai favorabilă între cele două. Dacă mă orientez spre o măsură educativă neprivativă de libertate, evident ea este mai favorabilă decât o pedeapsă chiar cu suspendarea executării pe codul vechi. Numai că ce-am face după aia? Că dacă suspendăm din nou contopirea, e clar. Dar dacă aplicăm așa, măsură educativă neprivativă de libertate, să zicem asistarea zilnică pe 6 luni, după care anulez suspendarea și rămân cu o pedeapsă cu închisoarea la care s-a anulat suspendarea. Pe care ce ar trebui să fac? Să o contopesc cu măsura educativă. Poftim? Asta aici vreau să ajung, dacă putem să aplicăm acea decizie în altei curți. Înainte, când anulam liberarea supravegheată, dispuneam și aplicam pentru noua faptă o pedeapsă, de exemplu, de 2 ani, cu suspendare, spuneam acolo, pentru întreaga activitate infracțională de până în prezent, aplică pedeapsa mai grea de 2 ani închisoare. Având de contopit, practic, o măsură educativă pe vechea lege cu pedeapsă tot pe vechea lege. E o decizie de prin 78, cred, a fostului Tribunal Suprem. E chiar o decizie, nu mai știu cum îi zice, imediat vă zic, 30 pe 2007 în alte curs de casație și justiție, care nouă la vremea respectivă ni s-a părut foarte ciudățică. Foarte ciudățică, dar acum s-ar putea să fie bună în asemenea situații. A fost preluat din practică. Da. Și aici, iarăși, decizia respectivă n-ar mai fi valabilă decât pe nou cod, n-ar mai fi de actualitate pentru că avem 129. Însă pe vechiul cod ea rămâne de actualitate în situații de genul ăsta. Exact. În situații de genul acesta. Deci, o problemă foarte interesantă, în ce măsură deciziile în interesul legii promulgate în ultimii 10-15 ani mai sunt valabile? Unele mai sunt, altele nu mai sunt.
Eu am făcut o analiză, acum nu că țin neapărat să-mi fac reclamă, dar am încercat să fac o asemenea analiză pe partea specială și într-o carte care o să apară la Hamagiu, sau a apărut săptămâna asta, nici nu mai știu exact, în ce măsură au rămas valabile anumite decizii, deciziile pronunțate în RIL ale înaltei curți, pe fiecare infracțiune în parte. Nu știu dacă au făcut și colegii care au lucrat la partea generală, la fel, în ce măsură deciziile în alte curți rămân valabile. De exemplu, când am ținut conferința pe executare, am constatat că rămâne valabilă decizia în alte curți care spune că nu pot să schimbi încadrarea juridică în contestație la executare pentru că s-au schimbat consecințele deosebit de grave. Rămâne valabilă. Sunt altele care nu mai sunt, pentru că deja textul a intervenit și s-a modificat, în așa fel încât că nu mai sunt de actualitate. 17/2011 cred că e valabilă, în momentul în care dispui înlocuirea stării de arest cu controlul judiciar. Decizia 17/2011 se referea la eliberarea sub control judiciar sau pe cauțiune. Dar cred că am putea să o aplicăm în condițiile în care acele obligații sunt oarecum similare. Da, asta ține de procedură, recunosc că nu m-am gândit. Dar, într-adevăr, sunt unele care vor rămâne, repet, valabile, altele care nu vor mai fi de actualitate. Și modificările de text au avut în vedere inclusiv situațiile în care a fost nevoie să intervină în alta curte cu recurs în interesul legii pe o anumită problemă controversată. De exemplu, discuția asupra omorului calificat, ce înseamnă omor comis asupra a două sau mai multe persoane sau de către o persoană care a mai comis un omor. Au încercat să intervină legislativ în așa fel încât să rezolve probleme rezolvate până atunci prin RIL. Da. De asta zic, pentru fapte comise anterior intrării în vigoare a noului cod, decizia asta rămâne în vigoare, că s-ar putea să avem situații în care să o aplicăm. A doua situație, dacă fapta este săvârșită după data de 1 februarie 2014, cea de-a doua faptă, dar tot înainte să fie condamnat definitiv pentru prima. Este aplicabil articolul 10 din legea 187/2012. Articolul 10 se referă la tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni, în măsura în care cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea 9. Și zice așa, tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii 9 atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea 9, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi mai favorabile. Deci avem o suspendare condiționată pe legea veche, o faptă comisă pe legea nouă, însă înainte să fie condamnat definitiv pentru prima. Avem practic cel puțin una dintre infracțiuni comisă după intrarea în vigoare a noului cod. În consecință este aplicabil acest text, articolul 10, care ne obligă să aplicăm tratamentul pluralității de infracțiuni special de la minori 129 pe legea 9. Așa, sunt aplicabile, cum vă spuneam, textele articolului 10 din legea 187 și 129. Facem pluralitatea pe legea 9 și atunci decizia pronunțată de înalta curte nu mai e de actualitate pentru că avem intervenit 129 care se referă la tratamentul pluralității de infracțiuni. Și ultima ipoteză era, dar dacă fapta a doua era comisă după împlinirea vârstei de 18 ani, aceeași situație. Dacă este comisă sub imperiul legii noi, este aplicabil articolul 10, se face tratamentul pluralității pe 129, care se referă inclusiv la situațiile în care prima faptă este comisă în cursul minorității, cea de-a doua este comisă după ce a împlinit vârsta de 18 ani, după ce minorul a împlinit vârsta de 18 ani. O variantă de data asta care se adresează instanțelor de apel.
pentru că aplicarea legii mai favorabile este și mai încorsetată, ca să spun așa, în cazul în care suntem la instanța de apel. Bun, prima instanță poate să aplice orice. De exemplu, poate să aplice în cazul majorilor, în situația în care apreciază că legea mai favorabilă este legea nouă, poate să aplice pedeapsă complementară. Da? Apreciază că legea penală mai favorabilă este legea nouă. Avem 12 alineatul 1 din legea 187, care ne spune că se aplică pedeapsa complementară conform pedepsei principale care a fost apreciată după legea nouă. Bun, dacă suntem însă instanță de apel în cale de atac, lucrurile se schimbă. Nu mai poți să stabilești orice, să aplici orice, că ești încorsetat de principiul non reformatio impeius. Varianta. Iarăși situații absolut reale, cel puțin 3 pe rolul nostru. Am avut. Inculpatul minor condamnat anterior definitiv în baza codului penal vechi la pedeapsa închisorii de un an, tot cu suspendare condiționată, este trimis în judecată pentru o faptă anterioară datei de 1 februarie. Prima instanță dispune anterior intrării în vigoare a noului cod anularea suspendării condiționate, contopirea pedepselor, stabilirea unei pedepse rezultante cu suspendarea condiționată a executării. Minorul formulează apel și solicită aplicarea legii mai favorabile, respectiv a unei măsuri educative neprivative de libertate. Ce va decide sau ce poate să decidă instanța de apel? E vorba de aplicarea legii penale mai favorabile și dacă între timp a intervenit până la judecarea definitivă o lege penală mai favorabilă, se aplică dispozițiile noului cod penal. Deci poate să-i aplice o măsură educativă neprivativă de libertate. Poate. Asta este, cuvântul este poate. Da. S-ar putea să nu mi se pară că este cazul. Poate. Dar legea permite acest lucru, să-i aplice o măsură educativă neprivativă de libertate și revenim la situația anterioară. Deci va proceda conform situației anterioare în apelul minorului. Dar dacă apelul este declarat de parchet, care solicită în scris aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detenție, motivele fiind depuse evident anterior intrării în vigoare a noului cod. Aici aș zice că nu, pentru că apelul este declarat de parchet în defavoarea minorului. În defavoarea minorului. Deci aici s-ar pune problema dacă poate instanța, în măsura în care a declarat numai parchetul. Și la ipoteza asta mă refer, și apelul este declarat în defavoarea minorului, dacă ar putea să aplice o măsură educativă neprivativă de libertate. Procurorii ce zic? Totuși este obligatorie aplicarea mai favorabilă. În situația în care avem apelul parchetului declarat în defavoarea minorului, n-avem cum nici să aplicăm o pedeapsă cu executare în regim de detenție. Repet, motivele au fost depuse pe codul vechi, n-ai ce să faci. În dezbatere, cu siguranță, procurorul își va modifica motivele, cum am avut de atâtea ori situația la curte. Însă, nici nu pot să aplic o măsură educativă neprivativă de libertate, pentru că sunt strict în apelul parchetului declarat în defavoare. Pot să aplic o măsură educativă privativă de libertate și, cu siguranță, așa își poate modifica și concluziile procurorului în fața instanței. Nu vă mai putem solicita o pedeapsă cu executare în regim de detenție, deoarece nu mai există așa ceva pentru minori, dar vă putem solicita internarea într-un centru educativ sau internarea într-un centru de detenție. Fiind apelul parchetului, putem să dispunem în acest sens, dacă e cazul, bineînțeles. Tot ca o paranteză, s-a pus problema ce facem în situația în care, paranteză care excede discuțiilor privind minorii, ce facem în situația în care apreciem în apel, deci în calea de atac, că mai favorabilă este legea nouă, n-avem decât apelul inculpatului, putem să aplicăm pedepse complementare conform articolului 12 din legea 187? Nu, vorbesc de major de data asta. Am făcut o paranteză ca să mai ridic o problemă presantă. Legea
Legea prevede, textul de lege incriminator prevede obligatoriu că se aplică și o pedeapsă complementară, trebuie aplicată alături de pedeapsa principală. Vă spun că sunt două opinii. Să nu uităm că suntem în calea de atac. Este apelul lui. Sunt două opinii. Una care spune că atâta vreme cât am stabilit că mai favorabilă este pedeapsa principală pe legea nouă, nu mă împiedică nimic să aplic articolul 12, care este foarte clar, și să-i aplic și o complementară pe legea nouă. Problema este dacă această pedeapsă complementară nu era obligatorie conform legii vechi și fiind în calea lui de atac. A doua opinie spune că nu poți să aplici pentru că îi agravezi situația în propria cale de atac. Ce trebuie să faci în situația asta? Trebuie, odată, să nu aplici pedeapsă complementară, doi, să înlături accesoria, că legea nouă nu-ți mai permite accesorie fără complementar. Și repet încă o dată, dacă suntem la fond, nu e o problemă. Dacă suntem în cale de atac, avem non-reformatio impeius, e o problemă. Dacă însă avem și apelul parchetului, iarăși lucrurile se schimbă și apelul este în defavoare. Iarăși lucrurile se schimbă pentru că poți să faci asta dacă apelul este în defavoare și solicită procurorul în apelul lui și așa ceva. Suspendării sub supravegherea pedepsei, înțeles că nu se mai poate aplica pedeapsa accesorie, cum suspendam înainte. Da, avem discuții și aici. Spune clar că numai în cazul în care dai privare de libertate. Am văzut și această interpretare, în sensul că nu se mai poate dispune pedeapsa accesorie. Acum, noi sincer, o aplicam și o suspendam. Da. Și acum ar trebui să fie cam tot la fel, sau cam asta ar fi logica. Pentru că aplici pedeapsa cu suspendare sub supraveghere, dar poți să aplici complementară. Complementarea, da, dar accesoria. Bun, și să zicem, și la revocare exact ce se întâmplă? Da, dar așa este textul. Spune că accesoria o aplici numai când dai o pedeapsă privativă de libertate. Cred că articolul 54 sau... Vedem imediat. Poftim? Până la executarea sau considerarea ca executată a pedepse privative de libertate. E, aici putem să facem o discuție până mâine referitor la ce înseamnă pedeapsă privativă de libertate, pentru că iarăși avem două opinii. Una care spune că pedeapsa privativă de libertate include și cea cu suspendare. Dacă este închisoarea. Pedeapsa privativă de libertate înseamnă închisoarea, indiferent de modalitatea de executare. Că se execută ceva. Da. Bun, ideea e următoarea. Acum, discutând practic, ca să spun așa, una din două, ori dacă aplic complementară și aplic și accesorie, va trebui să scriu undeva de la mine, că n-am text, constată că pedeapsa accesorie nu se poate executa pe durata termenului de supraveghere. Și asta, repet, de la mine prin analogie cu codul vechi, ca să spun așa. Ori nu mai aplic deloc, dar asta înseamnă la revocare să se s-o aplice cel care dispune asupra revocării. Asta este, că ar însemna, da, ar însemna să intervină practic asupra, să se pronunțe din nou asupra unei chestiuni care a fost dedusă judecății în primă fază, să spunem. Da. Deci ar trebui să aprecieze în primul rând asupra duratei, asupra naturii. Bine, pedeapsa accesorie n-ar fi problemă de durată pentru că e accesorie, se execută cât se execută pedeapsa. Dacă prima dată ești dat un an, dacă ești dat un an cu suspendare și am suspendat pedeapsa accesorie, da? La revocare, se zice, în urma tratamentului concursului, îți dau mai mult decât un an, da? Dacă mai am o zi de complementare, el o să execute accesoria pe, nu știu, 2, 3, 4, 5 ani, da? Dacă îi suspendam accesoria și... Mai ziceți odată că n-am prins foarte bine ideea.
Atenție, accesoria nu e pe termen, este pe durata executării pedepsei principale. Complementara e de la 1 la 5 ani. Da. Da, am mai avut discuția asta la seminarele cu colegii de la curțile de apel și soluția tehnică asta e, una din două, dar înseamnă că lași celui care revocă suspendarea supravegherii obligația de a aplica și pedeapsa accesorie în revocare. Dacă nu o treci tu, dacă o treci, ar trebui să spunem, să constată că nu se poate executa pe durata termenului de supraveghere. Da. Ce vreau eu să subliniez aici era diferența între modalitățile pe care le avem la îndemână atunci când suntem în prima instanță și când suntem în apel de apreciere asupra legii mai favorabile, căs diferite. Suntem ținuți de non reformatio imperius și de cine a declarat calea de atac. Ah, cum stăm cu timpul? Mai avem timp. În această situație o să încerc să discutăm un pic, aș vrea să discutăm un pic și despre situațiile, câteva situații practice referitoare la aplicarea legii mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii penale în cazul minorilor. Am și câteva situații și pe așa ceva. Deci vorbim acum, nu mai suntem în cursul procesului, ci suntem după rămânerea definitivă a hotărârii, la 1 februarie, să zicem că suntem la 1 februarie 2014, avem minori internați în centru de reeducare. Minorul născut la data de 12 ianuarie 1997 este internat în centru de reeducare pentru comiterea unei infracțiuni de tâlhărie. Hotărârea prin care s-a aplicat măsura a rămas definitivă la data de 2 aprilie 2012. Cum va proceda instanța la data de 1 februarie în privința sa? Dar dacă minorul ar fi fost născut la o altă dată, dar dacă se reține că a fost arestat preventiv 30 de zile înainte de a se dispune internarea în centru de reeducare? Am încercat să acopăr toate situațiile posibile. Deci, practic, suntem în situația aplicării articolului 23 din legea 255/2013, contestație la executare, sesizarea comisiei de la centru educativ, actual centru educativ, fost centru de reeducare, sesizează instanța arătând că ar trebui să facem ceva cu acest minor. Ce ar trebui să facem? Este întrebarea. Ia să vedem. Se înlocuiește. E măsură educativă, da. Da. Așa, avem răspunsul în articolul 19, care ne spune că măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată egală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a luat măsura internării și până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani. Deci, calculez acest termen de la 2 aprilie 2012, ca așa spune, de la momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centru de reeducare. Trag concluzia de aici că nu ne interesează când a început executarea măsurii educative. Așa zice textul. Așa zice textul. Și ar trebui până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani. Deci ar trebui să verific odată când devine major, în situația noastră ar fi 12 ianuarie 2015, și să nu depășească 3 ani. Deci ar fi așa. Situația numărul 1, articolul 19 este aplicabil, se înlocuiește cu măsura internării într-un centru educativ cu durata de la 2 aprilie 2012 la 12 ianuarie 2015, când împlinește vârsta de 18 ani. Nu depășește 3 ani, deci e perfect. Asta este soluția până la împlinirea vârstei de 18 ani. Conform articolului 19 din legea 187/2012. Ce se întâmplă
Dacă nu sunteți de acord, vă rog să-mi spuneți. Așa este. Dar dacă minorul ar fi născut la 16 mai 1998, deci un minor mai tânăr, ar fi mai mult de 3 ani până la data la care împlinește 18 ani și atunci ar trebui să ne limităm la 3 ani. Deci ar fi 2 aprilie 2012, 1 aprilie 2016. Cât am zis? Nu, că este născut. E născut în 98 de data asta. E născut în 98. Ipoteza numărul 2. Poftim? Nu poate depăși 3 ani. Deci nu pot să dispun până la majorat. Zice nu mai mult de 3 ani. Deci sunt în situația în care nu pot să dispun până la majorat și atunci dispun pe 3 ani. Dacă a rămas definitivă la 2 aprilie 2012. Da, 2015. Da. Da, 2015, așa este. Asta pe articolul 19. Problemă dacă se reține că a fost arestat preventiv 30 de zile înainte de a se dispune internarea în centru de reeducare. Avem articolul 19 alineatul 2 care ne spune că perioada executată din măsura educativă a internării în centru de reeducare, precum și durata reținerii și arestării preventive, se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării în centru educativ. Deci trebuie să am în vedere și situația în care a fost anterior arestat preventiv și s-o scad din durată. Deci să o am în vedere la aplicarea duratei măsurii educative. Și atunci ar fi, mă scuzați cu 2016, ar fi 1 martie 2015 de data aceasta, dacă a fost arestat preventiv 30 de zile. Da, lucrurile nu sunt așa de simple, din păcate. A doua situație practică, avem un minor care execută o pedeapsă de 2 ani închisoare de data asta pentru comiterea unei infracțiuni de furt calificat, fiind arestat de la data de 23, am zis eu, septembrie 2012 aici. Cum va proceda instanța la data de 1 februarie 2014 în privința sa, dar dacă execută o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare? De data asta avem articolul 21, da? Înlocuiește pedeapsa închisoare cu internarea într-un centru de detenție, conform articolului 21, pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii. Articolul 19 anterior cu măsura educativă a internării într-un centru de educativ are în vedere și faptul că durata măsurii educative a internării într-un centru educativ este de la 1 la 3 ani, deci nu are cum să depășească 3 ani pe legea nouă. Aici avem o durată mai mare la internarea într-un centru de detenție. În cazul nostru avem 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Instanța va înlocui pedeapsa închisorii cu internarea într-un centru de detenție pe această durată de 2 ani. Dar dacă ar executa o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare, pe o perioadă egală, zice textul, 2 ani și 6 luni ar fi. Deci se înlocuiește cu internarea în centru de detenție pentru 2 ani în prima variantă, dacă avem o pedeapsă rezultantă, 2 ani și 6 luni direct. Da, vă rog. Pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni. Respectiv. Nu știu, poate... Păi se aplică o singură măsură educativă. Dacă am, să zicem, pedeapsa rezultantă dintr-o măsură educativă și dintr-o altă măsură privativă de libertate, pedeapsă. Stați un pic. Adică, să fi avut o internare în centru de reeducare contopită cu pedeapsa închisorii pe legea veche, conform deciziei la care am făcut referire anterior, în altei curți. Corect. Bun. E, zice, 21 zice...
Imediat vă spun. Alineatul 3. În cazul pluralității de infracțiuni, înlocuirea se face cu privire la pedeapsa rezultantă. Trag eu concluzia că 2 ani și 6 luni a fost pedeapsa închisorii. Că aceea a fost mai gravă decât măsura educativă anterioară intrării în vigoare a noului cod. Nu. Noi, deocamdată, am procedat la descontopire, s-a observat și s-a mers pe 129, aliniatul 1, litera B și așa mai departe. În contestație la executare? Da, pe lege specifică, HG 833. E, în contestație la executare nu prea poți să faci descontopiri, recontopiri. Da, s-au făcut. În practică se fac din cu totul alte motive decât acesta. Da. Avem o altă problemă cu care Curtea de Apel săptămâna asta a sesizat în alta curte și cred că este situația, ia să vedem. Așa, da, situația asta, o să revenim și la numărul 3. Situația în care are așa, o pedeapsă cu închisoarea, aplicată în timpul majoratului, deci avea peste 18 ani, la care s-a revocat și s-a adăugat o pedeapsă cu suspendarea condiționată din cursul minorității. Din câte știu eu, toate comisiile de la penitenciare au sesizat instanțele pentru ca instanța să înlocuiască alea 6 luni revocate cu internarea în centru de detenție. Iată situația. Deci, el e major, comite o infracțiune în cursul majoratului, îi dă 3 ani. Se revocă o suspendare condiționată pentru o faptă comisă în timpul minorității. Deci are 3 ani și 6 luni închisoare, pedeapsă cumulată. Se află în închisoare, evident, la 1 februarie 2014, pentru că este major, și se formulează o sesizare de către Comisia Constituită în Penitenciar, solicitându-se înlocuirea pedepsei de 6 luni cu internarea într-un centru de detenție. Strict cea de 6 luni. E fondată sau nu e fondată contestația? Este fondată. Că... Adică ce vreți dumneavoastră să spuneți este că este o pedeapsă unică și indivizibilă. Deci este o pedeapsă, nu vorbim aici de o rezultantă. Rezultanta se referă la contopiri. Cea revocată e o singură pedeapsă. Asta e pedeapsa finală pe care o are el de executat, chiar dacă e cumulată 3 ani plus 6 ani. Și nu putem să-l privim odată ca minor și să-i aplicăm articolul 21 și să înlocuim cu pedeapsa, să înlocuim aceasta cu pedeapsă în centru de detenție, iar pentru cealaltă pedeapsă să rămână cu 2 ani și 6 luni sau cât are 3 ani. Așa. E major, ce facem? Deci, dar și practic vorbind, ce fac? Îl duc 6 luni în centru de detenție? Nu, 129.2 litera B spune clar. Se execută doar pedeapsa închisorii. Păi avem, deja avem o pedeapsă închisorii, asta spun și eu. Unică și de 3 ani și 6 luni. Da. Aia e pedeapsa. Că au fost 6 luni revocate pentru o faptă comisă în cursul minorității, asta e altă poveste. Dar eu nu pot să am 3 ani cu închisoarea ca major și 6 luni. Că ele nu sunt contopite ca să zici că a intrat una în cealaltă. Ar trebui să execute 3 ani în penitenciar, da? Și 6 luni în centru de detenție. El având probabil 25 de ani sau 27 sau cine mai știe cât. Ha? Deci, dacă îmi permiteți, cum s-a procedat la noi la Focșani? Nu comisia din care am făcut și eu parte, pentru că am făcut parte una dintre comisiile din penitenciar. S-a procedat așa, comisia cealaltă a solicitat și unele complete de judecată au admis. În această situație a majorului acum condamnat, exact speța care ne-ați prezentat-o dumneavoastră, au procedat în următoarea manieră. Pedeapsa de 6 luni au transformat-o în temeiul articolului, au înlocuit-o în temeiul articolului 22 cu internarea în centru educativ. Au constatat că a intervenit, pe urmă au făcut contopirea, în baza textului de la pluralitatea de infracțiuni vis-a-vis de minor. Deci major, faptă ca major, faptă ca minor. Au văzut, aceasta era măsură educativă, au spus că este măsură educativă pe timp de 6 luni, au contopit-o cu cealaltă de 3 ani, să spunem, da?
la această contopire, la pedeapsa cu închisoarea, se aplică o pătrime din măsura educativă, deci 129 alinea 2 litera B, și în acest fel au stabilit rezultanta și au dispus. În contestație la executare, repet. În sesizare făcută de comisie. Da. Da. Nu pot să faci așa ceva în contestație. S-a făcut în multe cazuri și din niște discuții avute de ieri până astăzi cu colegi din țară, înțeleg că s-a mai procedat și în alte părți, la fel. Da. Care este sfatul dumneavoastră clar? Eu cred că nici nu trebuia sesizată instanța da. Aici. Eu așa am gândit cu domnul coleg de la care e chiar judecătorul delegat de la penitenciarul Mândrești și noi n-am sesizat în această situație. Da, pentru că nu ai cum să... Repet, soluția, una din două, ele nu sunt contopite, sunt cumulate. Făcând așa cum spuneți dumneavoastră, anulezi efectele revocării, suspendării și ajungi la o contopire. Intri grav în autoritatea de lucru judecat. Grav de tot în autoritatea de lucru judecat. Ea trebuie privită ca o pedeapsă unică și indivizibilă și în consecință n-avem de ce să intervenim. Poftim? Păi asta spun, deci că sunt colega exact asta spune. Așa ceva, mai ales în care au penitenciare de... Știu, tocmai de aceea am și ridicat problema. Și repet, Curtea de Apel București săptămâna aceasta, cred, a sesizat în alta curte să se pronunțe cu în această problemă. O hotărâre prealabilă. Da. Bine. Din păcate, până se va pronunța, se vor rezolva toate dosarele. Da, asta e altă chestiune. Așa, rămân definitive. Da, da. Deci, repet, într-o asemenea situație, practic ajungi la o rejudecare a cauzei, care de fapt e definitivă și nu ai cum să intri în autoritatea de lucru judecat. Da, da. De asta am și ridicat problema. Textul care a fost invocat și pe care s-au dat hotărârile, pentru că sunt mai multe la noi, plecând de la această comisie și instanța a admis, s-a mers pe următoarea situație, neavându-se în vedere că aici este vorba despre o revocare, ca urmare a comiterii unei infracțiuni în termenul de încercare. S-a mers pe ideea că dacă în termenul de încercare, de la articolul 22 din legea de aplicare, 22 alineat 4, dacă în termenul de încercare al suspendării unei pedepse pentru infracțiuni comise în timpul minorității, condamnatul a săvârșit din nou o infracțiune, aici s-au dus, instanța revocă suspendarea, deci ceea ce s-a și întâmplat, că era revocată deja, și înlocuiește pedeapsa potrivit alineatului 2 sau 3. 2 nu se referea la săvârșirea unei noi infracțiuni, la noi era majorat o nouă infracțiune. Deci au revocat, au stabilit pedeapsa, iar pe text au mers la dacă noua infracțiune a fost comisă după majorat, se aplică o sancțiune rezultantă potrivit art. 129 alinea 2 din Codul Penal. Da, deci și am avut o situație în care de la 5 ani și 6 luni, deci 3 ani și 6 luni din minorat pentru infracțiunea de tâlhărie, cu 2 ani din major pentru altă faptă, ca urmare a acestui procedeu să se ajungă la 2 ani și 6 luni cât mai are de executat acest minor devenit major. Aici s-a făcut o confuzie între aplicarea legii mai favorabile în cursul procesului și aplicarea legii mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii. Sunt două chestiuni diferite și cred că e primul aspect pe care trebuie să-l avem în vedere în momentul în care aplicăm legea penală mai favorabilă. Sunt situații diferite. Una e să aplici în cursul procesului, când v-am spus mai devreme, dacă ești la fond, poți să aplici la major inclusiv o pedeapsă complementară pe legea, dacă apreciezi că legea mai favorabilă e legea nouă. Alta e să fii după rămânerea definitivă a hotărârii, când avem autoritate de lucru judecat, sunt lucruri pe care nu poți să le modifici în contestație la executare. Când vorbim de major, da. Da. Am spus în mod expres. Ori noi nu ne apucăm să facem o nouă individualizare, nu contopim când s-a revocat, nu apreciem asupra altor măsuri, în niciun caz. Contestația la executare vizează strict reducerea pedepsei când e vorba de majori, înlocuirea cu aceste măsuri când e vorba de minori. Ori aici nu aveam ce să și anume reducem. Da. Și repet,
este exact conceptul de pedeapsă unică și indivizibilă, aceea din revocare, prin cumul. Pedeapsă rezultantă vorbim la contopire, când vorbim de cumul juridic, pedeapsă unică și indivizibilă când avem revocarea sau când aplicăm direct o pedeapsă pentru o stare de recidivă post-executorie, de exemplu. Tot pedeapsă unică și indivizibilă este. Da. 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 Bună observație. Da, deci eu trebuie să practic în individualitate fiecare pedeapsă să o compar maxim pentru infracțiunea respectivă. Bun. Și cum procedați mai departe? Suntem în contestație la executare, repet. Da. Adică ați avut situații de genul acesta? Aici ar putea fi, după părerea mea, o pluralitate intermediară care, la care la care se aplică regulile de adică, vreți să spuneți că dumneavoastră veți face comparație ca limite de pedeapsă, veți face comparație între ceea ce era cu revocare pe legea între veche infracțiunea și ce ar fi cu pluralitate intermediară, da, deci pe legea nouă. La infracțiunea pentru maximul posibil din legea nouă. La infracțiunea pentru care a luat 6 luni cu suspendare, putea fi o pedeapsă de 2 ani, să zicem, cu suspendare, pentru o infracțiune la care acum maximul s-a redus la 1 an, să zicem. Bun. Și putem să avem și situații de genul ăsta. Dar cum procedăm concret? Într-o atare situație zic că pedeapsa care la care a fost condamnat cu suspendare trebuie redusă la maximul pedepsei pentru infracțiunea respectivă și înlocuită cu internare într-un centru de detenție, care internare urmează ulterior a se constata, la care urmează să aplica regulile de la pluralitatea intermediară, respectiv concurs, potrivit pluralitatea intermediară, nu rețin articolul acum, iar pluralitatea intermediară prevede că se aplică regulile de la concurs și ajung în final la 129 litera B. Și pot ajunge ca la pedeapsa cu închisoarea să adaug în totalitate durata măsurii educative a internării, întrucât 129 litera B zice că se adaugă minim o pătrime, ceea ce înseamnă că se poate adăuga în integralitate măsura internării într-un centru de detenție. În cazul în care avem o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, chiar dacă pentru infracțiunea pentru care s-a aplicat suspendarea condiționată, nu se poate face o pluralitate, întrucât avem acel articol 15 care spune că regimul juridic al revocării și anulării se menține. Deci, dacă în timpul judecății, acum, soluționăm o cauză în care un inculpat a săvârșit o faptă în termen de încercare, revocăm și, facem cumul aritmetic. Deci nu putem să vorbim de o pluralitate. Simetric rămâne aceeași situație și după rămânerea definitivă a hotărârii. Adică dacă atunci când îl judec eu n-am cum să modific și sunt obligată să revoc, că așa îmi spune articolul 15, da, că trebuie să revoc, cu atât mai mult dacă a rămas definitivă hotărârea, are autoritatea lucru judecat, nu pot să intervin asupra acestui aspect. Ce aș putea eu să fac? Mă gândesc așa. Dacă dumneavoastră aveți o situație în care, să zicem, că are furt calificat cu furt calificat, depășește, una dintre ele depășește maximum. Să zicem că are 7 ani, s-au revocat 2 ani. Da? 7 ani ar trebui redus la 5, plus 2 rămân 7. Cum mă pronunț? Nu intervin, nu mă pronunț încă o dată. Zic, constată că pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prevăzută de, prin sentință, se reduce conform legii mai favorabile, legea nouă, la 5 ani închisoare, reduce pedeapsa finală aplicată prin sentința penală prin care s-a făcut și revocarea la 7 ani, de la 9 ani la 7 ani. Strict așa. Și în contrabandă minor pentru o singură faptă de furt calificat condamnat la 7 ani. După nou cod, rămâne tot furt calificat. Se dispune înlocuirea închisorii cu internarea într-un centru de detenție pe o durată de cât?
Nu că zice centru de detenție. Dacă ar fi... Întrebarea e dacă se reduce la 5 sau se înlocuiește cu 7 ani, așa cum zice 21. Nu, în cazul ăsta avem două probleme care intervin. Da. Da. Am zis fur calificat, da? Este un fur calificat la aliniatul 2 litera de fur, este un aliniat la aliniatul 2 la furtul calificat care prevede pedeapsă până la 7 ani. Deci limita prevăzută de lege pentru infracțiunea respectivă nu depășește pedeapsa aplicată, adică cea de 7 ani. Problema se pune că la 125 aliniatul 2, teza 1, zice că minorul maxim 5 ani internare într-un centru de detenție, iar legea de aplicare zice că pedepsele executabile pentru minor se înlocuiesc cu închisoare, cu internare într-un centru de detenție pe o perioadă, pe o durată egală cu pedeapsa închisorii. Da, asta e o problemă mai delicată. Odată, să zicem că are, sunt două chestiuni și să o luăm pe rând. Odată să zicem că are 7 ani pentru fur calificat, pentru care maximum acum este de 5 ani. O, opinia mea, nu. Stați să o luăm așa, să o luăm pe rând. Asta zic că sunt, să discutăm două chestiuni distincte. Opinia mea este că în situația asta, dacă maximum este de 5 ani, ar trebui să înlocuiesc cu internarea în centru de detenție pe maxim 5 ani. Înțelegeți ce vreau să zic? Dacă depășește, stați, că, asta zic, că sunt două chestiuni. Bun. Este cineva... Nu, stați un pic, eu încerc mai inventez între timp și alte situații, știți? Deci, repet, dacă să spunem că depășește și limita maximă ar fi de 5 ani, el are 7 ani cu executare. Asta da? Clar, bun, se reduce, se înlocuiește cu internarea în centru de detenție pe maximul posibil... Pentru infracțiune, respectiv 5 ani. Clar, din stat. Dumneavoastră ziceți despre o altă situație în care nu depășește, doar că nu se mai potrivește cu articolul 125 care se referă la durata măsurii internării într-un centru de, de detenție. Păi să ne uităm la condițiile centrului de detenție. Textul zice, imediat, între 2 și de 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Citim și articolul 21. Așa, care zice pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii. Se va înlocui cu internarea într-un centru de detenție, ceea ce înseamnă că numai cine depășește 20 de ani se înlocuiește cu internare pe 15 ani. Da. Ce nu depășește 20 de ani, adică 18, rămâne 18. Prin raportare la aliniatul 1. Dar noi discutăm despre altă situație, despre 7 cu 5. Da. Vreați să ziceți ceva? Că se reduce la 5 ani. Alte opinii? Aliniatul 1 și 3. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Deci, practic, suntem în situația în care avem de analizat nu numai 2-5 ani, cât zice 125, ci și limitele speciale de pedeapsă pentru infracțiune din nou cod. Și dacă a avut reținut și 320 în dice 1, trebuie să mai dai odată beneficiu de o treime scăzut. Hey.
Deci 325 de euro se aplică sau nu se aplică? La luarea în calcul la limite. Da, asta este altă întrebare. Circunstanțele la gravate sau atenuantele aplică sau nu la reducere sau la mărire? În măsura, iarăși avem două situații, în măsura în care n-au fost avute în vedere la pronunțarea hotărârii, nu se pune problema. Problema se pune dacă a fost avut în vedere 320 indice 1 la momentul la care s-a dispus condamnarea. Atunci, dacă s-a reținut prin acea hotărâre? Eu aș zice că da. Da? Eu aș zice că da. Dar, repet, e o problemă controversată, am mai auzit opinii în sensul ăsta, sunt mulți colegi care spun că nu, că ar trebui avut în vedere pedeapsa prevăzută de lege. Pe de altă parte, un argument foarte în a nu lua în considerare 396 alineatul 10, așa, actual, este și definiția pedepsei prevăzută de lege, pedeapsa prevăzută de lege, conform părții generale a noului cod, imediat, 187. Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Și ăsta e un argument foarte puternic în a spune că nu ții cont de 320 indice 1, actualul 396 alineatul 10. Repet, suntem după rămânerea definitivă a hotărârii. Păi nu, dar el a nu. Contribuit la scurtarea procesului. Problema penal se pune dacă avem în vedere la compararea limitelor, limita redusă din legea nouă cu aplicarea cu o treime, să spunem, 396 alineatul 10. Asta este problema. Da, e un aspect mai... La prima vedere eu aș zice că da, dar, repet, avem un argument foarte puternic în 187. Da, da, da. Mai avem un argument. Sper, dar repet, problema e că până atunci sunt multe hotărâri care o să rămână definitive. Da. Da. Spuneam că mai avem un argument să nu reținem 320 indice 1, întrucât acesta a fost aplicat în mod diferit de către instanțe, în sensul în care, dacă inculpatul nu a recunoscut fapta așa cum a fost ea descrisă în actul de sesizare, instanța a făcut cercetare judecătorească. În final, unele instanțe au aplicat 320 indice 1 dacă au ajuns la concluzia celor expuse de inculpat, altele nu. Noi ne uităm numai în minută, normal, adică în dispozitiv. Dar s-ar putea ca unora dintre inculpați să nu ni se fi reținut 325 1, altora da. Deși în prezent 375 spune că putem să facem cercetarea judecătorească să aplicăm la final reducerea cu o treime, înainte nu era prevăzut aceste dispoziții legale și instanța le-a aplicat diferit. Deci nu ar trebui să ținem cont de 320 indice 1 prezent. Deci 187 cod penal. Da, argumentele, dacă stăm să analizăm, argumentele sunt mai puternice în favoarea a nu a lua în considerare la limitele de pedeapsă reducerea conform actualului 396 alineatul 10. Deci nu mi-am format o opinie 100%, dar trebuie să recunosc că, deși la prima vedere, repet, aș înclina spre asta, argumentele contra sunt puternice. Considerentul general că pedepsele nouă sunt. Da. O altă dilemă din care nu putem ieși, dar n-aș vrea să rămână fără răspuns întrebarea dumneavoastră, la care recunosc că nu m-am gândit. Deci oricât m-am străduit eu să-mi pun imaginația la încercare, asta nu mi-a trecut prin cap. Aceeași problemă s-a ridicat și în cazul reținerii circumstanțelor atenuante care au fost avute în vedere la individualizarea pedepsei rămase definitive. Și eu cred că dacă au corespondent în legea penală nouă, trebuie să le dăm eficiență. Știu că s-a ridicat aceeași problemă, dar aici eu cel puțin sunt foarte sigură că n-aș face comparație cu pedeapsa redusă conform circumstanțelor atenuante din nou cod. Au corespondență în noul cod. Care au corespondență în nou cod? La care vă referiți? La cele agravante sau la cele atenuante? Atenuante. Nu prea au corespondență în nou cod. 74 alineatul 2, de exemplu. 74 alineatul 2, adică alte circumstanțe atenuante judiciare, nu mai există în nou cod. Nu, dar este totuși.
Orice altă, deci nu mai zice că orice altă situație care ar putea să fie considerată, nu știu, nu mai știu cum era, 74 alineatul 2. Nu mai avem așa ceva. Acoperirea prejudiciului poate să fie reținut. Sunt totuși limitativ, dar se regăsesc. Acum nu știu chiar pe de rost, dar se regăsesc. Da. Nu, aici mi se pare foarte clar că nu ai cum să ai în vedere limitele reduse potrivit 78 sau nu mai știu cât este, da. Nu 78, 75 cred că e. 75. Da, aici sunt foarte sigură. Nu mi se pare, în primul rând, nu mi se pare că există o corespondență clară. Da, sigur. Nu mi se pare. Sigur că da. 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 Logica e aceeași. Deci dacă mergem pe ideea că nu se aplică, nu se reduc limitele de pedeapsă conform lui 396 alineatul 10, nu s-ar reduce nici pe circunstanțe atenuante. Față de definiția din 187 a pedepsei prevăzute de lege. Da. Da. Recidivă în ce sens? Că și asta e important. Repet, dacă vorbim de după rămânerea definitivă a hotărârii, facem comparație între maximul posibil prevăzut de legea nouă și ce pedeapsă are el, în funcție de fiecare instituție în parte. Depinde ce instituții sunt incidente în cazul persoanei respective. Dar de data asta, aici mi se pare că nu mai vorbim despre verificarea condițiilor de recidivă, că a fost reținută cu autoritate de lucru judecată, asta e. Deci fac comparație ca și cum ar fi recidivist și pe legea nouă, chiar dacă el nu mai e de fapt. Că nu facem analiză de condiții aici, facem analiză doar de tratament sancționator după rămânerea definitivă a hotărârii. La acest maxim, da. Da. Da, din păcate, interpretările sunt diferite. Iarăși, ca să nu rămână fără răspuns. Sincer, în situația asta aș aplica prioritar articolul 21, dar cu luarea în considerare a maximului special prevăzut de lege, de legea nouă. Da, adică se poate aplica peste, nu, se poate aplica peste. Opinii diferite. Sincer, cea mai dureroasă situație este aceea în care există argumente solide și într-o direcție și în cealaltă. Și e foarte greu de ales. Dar acum, ridicându-mi problema pentru prima dată, că nu, repet, nu m-am dus cu imaginația chiar atât de departe, aș zice că nu. Adică pot să aplic și o pedeapsă mai mare de cei 5 ani dacă nu depășește maximul special prevăzut de legea nouă. Da. Sunt foarte multe probleme. Să văd dacă mai prezintă interes cea de a treia situație. Nu. Cred că ne putem opri aici dacă nu aveți alte întrebări. Putem discuta până mâine despre legea mai favorabilă, dar nu cred că mai suntem în stare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Materialele vor fi trimise către dumneavoastră, prezentări. Aș vrea să-i mulțumesc în numele dumneavoastră, doamnei judecător Moroșanu, pentru prezența dânsei alături de noi. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare. Vă dăm întâlnire mâine la ora 9, tot aici. Până atunci, o după-amiază frumoasă. Mulțumim!